Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la un nou pașaport cultural, aici la Alba Carolina TV. De data aceasta, pentru că ne apropiem cu pași repezi de sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ne-am gândit să vă oferim un pașaport cultural puțin mai special și vom vorbi despre costumul popular românesc. Alături de mine este cunoscuta creatoare de costume populare, Virginia Linu, din Salva, din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, care spunem bun sosit alături de telespectatorii Alba Carolina TV. Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și mă bucur că ne pregătim de aceste frumoase sărbători împreună. Vă mulțumim și noi că ați acceptat invitația noastră. Vă mărturisesc că încă din momentul în care doamna Daniela Floroian mi-a propus să-i urmez la realizarea acestei emisiuni, m-am gândit la numele Virginia Linu pentru o viitoare emisiune. Pentru telespectatorii Alba Carolina TV, aș vrea să spun câteva cuvinte despre domnia voastră, pentru că știu că sunteți foarte modestă și veți evita să precizați aceste aspecte. Doamna Virginia Linu, așa cum am spus, este un cunoscut creator de costume populare, recunoscut pe plan național și internațional, pentru că ați avut expoziții în afara țării și chiar peste ocean, din câte am reușit să extrag din materialele parcurse pentru această emisiune. Sunteți doctor în istorie și doctor în etnografie, autorul unui volum remarcabil despre costumul popular românesc din țara Năsăudului, din zona dumneavoastră de origine. Mai mult, ați dus această îndeletnicire și pasiune pentru costumul popular până într-acolo încât de curând ați pus bazele propriului muzeu al costumului popular în localitatea natală, în Salva. Este vorba despre Casa Costumului Popular Virginia Linu. Prin gestul pe care dumneavoastră l-ați făcut, ați așezat Salva pe harta culturală și turistică a țării noastre. Pentru început, pentru că știu că dumneavoastră proveniți dintr-o familie cu tradiție în acest domeniu al creării costumelor populare românești, aș vrea să ne vorbiți puțin despre familia dumneavoastră, despre părinții dumneavoastră, în special despre mama dumneavoastră, de la care știu că ați moștenit această pasiune pentru costumul popular. Da, am avut noroc să mă nasc într-o familie în care meșteșugul și maestria coaserii costumelor populare a fost baza în casă. Mama mea împreună cu bunica și împreună cu toată familia, pentru că noi suntem 3 fete și un băiat. Am învățat meserie în casă. Am cusut costume populare de când m-am născut. Eu, pentru că eu sunt mezina familiei și de la 5 ani, de când am început să pricep eu așa mai bine ce se întâmplă în jurul meu, vedeam că toată lumea lucrează, am cerut și eu de lucru. Și am reușit să încropesc acolo o floricică frumoasă din mărgele, pentru că mărgelele m-au pasionat întotdeauna, fiind colorate, m-au pasionat. Și după ce a văzut mama mea că am talent la cusut, a zis, gata, te luăm în echipă. Și am lucrat împreună cu familia până în 1989, când a venit Revoluția. Și în momentul Revoluției n-am mai avut cereri de costume populare. Toată lumea a vrut să fie modernă, să îmbrace cu alte haine aduse din Occident, din Orient, din toate colțurile lumii. Și cumva s-a lăsat tradiția costumului popular. Nu am mai avut cereri. Mama mea lucra autorizată pentru toată țara Năsăudului, pentru toată zona. Mergea în târguri la Năsăud, la St. George's Bay, peste tot și lua comenzi de pe sate. Și toată lumea venea la noi la Salva să-și facă costume populare. Dar până la Revoluție, gata.
Și au fost câțiva ani în care nu ne-am mai ocupat de costumul popular și prin 1996 deja au început specialiștii din muzee, din muzeul Astra din Sibiu, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Satului Român de la București. Au început să vină specialiștii prin țară să mai caute oameni care știu să mai practice meserii, tot felul de meserii, printre care și confecționarea de costume populare. A venit la noi. În prima etapă am zis, bine, noi știm să facem costume populare, dar nu mai avem cerere. Deci toată lumea și-a vândut costumele populare la străini, toată lumea a vândut totul din casă, am dat jos prosoapele, covoarele de pe pereți, țoalele, toate le-am vândut la străini, că atunci în perioada aceea au venit străini, le-au cumpărat, pentru că ei au știut, au văzut arta din cultura noastră tradițională țărănească. Noi nu, noi am văzut-o ca pe ceva uzual și le-am vândut. Și ne-au determinat acești specialiști să mergem să facem expoziții la București, expoziție costume populare și au făcut târguri de costume populare, de meșteșug. Și ne-am dus noi cu costume populare și cu elemente din costum popular. Mai apoi, m-am dus o dată în echipa care a participat la Festivalul Smithsonian din Washington în 1999. România a fost invitată să participe la Festivalul Smithsonian. În America, în fiecare an, în fața Capitolului, se desfășoară acest festival în care sunt invitate trei state de pe trei continente diferite. În 1999 a fost invitată România, de Sud, și New Hampshire, un stat din America. Timp de 2 săptămâni, s-a prezentat toată cultura fiecărei țări, inclusiv cultura tradițională. Bineînțeles că eu am participat cu costumul popular și inclusiv la bucătăria tradițională românească, cu produse tradiționale românești. Acolo s-au întâlnit toate culturile și cumva fiecare și-a prezentat cântecele, jocurile, tradițiile și inclusiv cultura culinară. Și s-au pregătit foarte multe preparate tradiționale românești. S-au făcut sarmale, s-au făcut friptură de pui, cum se face noi, ciulaman, zona de sud a României. Sarmalele nu vă pot câtă cerere a fost sarmalele noastre românești. Și am lucrat ziua, expoziție costume populare și seara învârteam la sarmale să avem pentru a doua zi pentru vizitatori, pentru că era cererea foarte mare. S-a dus varză din România cu vaporul, cu butoaiele, s-a dus varză acolo ca să avem cu ce să ne prezentăm. Varză murată, pentru că în America nu este. Și acel festival a fost determinant pentru mine. Pentru că la un moment dat m-am gândit să rămân în America. Era la modă să pleci în străinătate și să rămâi acolo să lucrezi. Și într-o discuție cu domnul director Corneliu Bucur de la Muzeul Astra din Sibiu, am spus, zic, domnul director, aș vrea să rămân aici să lucrez în America, că uitați, sunt atâția români care lucrează și m-au chemat să rămân. Și dumnealui a spus, draga mea, tu poți să faci mult mai mult decât să stai să rămâi în America. Tu trebuie să reprezinți România. Cunoști tainele meșteșugului tradițional pe care nu-l cunoaște oricine. Tu trebuie să-l duci mai departe. Ești tânără. Ți se pare că dacă rămâi în America, o să faci bani mulți, o să te realizezi. Dar pentru început nu o să primești de lucru. Doar acolo să speli niște vase, curățenie. Deci la munca de jos. Ceea ce faci tu e artă. Trebuie să arătăm lumii cultura noastră, arta pe care o facem noi. Tu poți mult mai mult. Și atunci cumva mi-a dat de gândit și am zis, are dreptate, domnul director. Deci eu trebuie să plec acasă să mă apuc de treabă, să cos costume populare. Și asta am și făcut. Am venit acasă, am început să-mi fac o echipă în jurul meu. De fapt, cu o fiină, cu o vecină, cu o prietenă. Să lucrăm un pic mai mult, să avem costume, cu ce să mergem, cu ce să mă duc în târguri și la expoziții, că nu mai aveam așa de multe.
Aveam, da, câteva costume vechi și trebuia să coasem costume, să avem cu ce să ne ducem în târguri și la expoziții. Și ne-am apucat de lucru. Pentru că am reprezentat foarte bine zona, am fost invitată să reprezint România în mai multe țări. Și eu am fost în Ungaria, am fost în Germania, în Italia, în Franța, Rusia, în Emiratele Arabe, în Elveția. Deci, în foarte multe țări am fost și am reprezentat România. Și asta cumva m-a motivat să revin cumva în acest domeniu. Pentru că, am spus, în vremea respectivă nu era la modă să mai lucrez costume populare. Nu era ceva învechit. Deci toată lumea vrea să mai vadă că lucrează costume populare, dar mama mea mai în vârstă, să lucreze doar dumneai ei și atât. Ori eu am venit cu inovație în acest domeniu. Am început să determin persoanele din jurul meu care știau să mai coase să se apuce de cusut, să lucreze, să revină la meșteșug. Și mi-am deschis o firmă. Am deschis firmă și am început să dau de lucru la femei în jurul meu. Câte o etapă de lucru, că știau foarte bine să coasă. Să coasă cu cruciuliță, cu pășituri, cu pene, deci toate metodele de lucru, să țeasă. Și am format așa o echipă și să lucrez. Mai apoi au venit comenzi și de la ansamblurile populare. Ansamblurile populare au început și ele în jurul anului 2000, 2003, 2002, 2003, au început să-și revină cumva, să se întoarcă și ele la tradiție, că au văzut că trebuie noi să ne păstrăm tradițiile. Și au venit și mi-au comandat costume populare. Mai la început am făcut costume populare din zona noastră, dar apoi am fost solicitată să confecționez costume populare și din alte zone ale țării, pentru că nu mai era cine să confecționeze, nu mai confecționa nimeni în România la ora aia costume populare. Și, de exemplu, au venit de la Tulcea și m-au rugat, nu puteți să faceți costume dobrogene? Au venit de la Zalău, la fel, de la ansamblu Porolisum. Uitați, ne trebuie costume populare din zona noastră. Și am zis, da, se poate. Au adus modele din muzeu. Am văzut că metodele de lucru sunt la fel ca și ale noastre și am zis, hai să încerc să fac costume și din altă zonă. Dar am făcut mai întâi o cercetare minuțioasă, că n-am vrut să lucrez așa după ureche. Eu sunt foarte pretențioasă și foarte serioasă în ceea ce lucrez. Și m-am dus la Muzeul de Artă Populară din Zalău, m-am dus la Muzeul de Artă Populară din Tulcea, la Muzeul de Artă Populară din Constanța și am luat obiecte de îmbrăcăminte vechi, cămăși, fote, poale, pieptare vechi și cărți de acolo și am studiat toate modelele ca să pot să le realizez, să le refac exact cum trebuie, să păstrez forma și tradiția și tot. Și am început și am lucrat. Pe urmă, tot la fel am procedat cu toate zonele țării. Cu zona Bucovina, cu Maramureșul, cu Banatul, cu zona de câmpie, cu partea de sud, cu Muntenia, cu Oltenia. După ce am început și am realizat aceste costume, după o cercetare așa de amănunțită, doamna director Firotea Pali de la Muzeul de Viticulturii și Pomiculturii de la Pitești, Golești, Argeș, a zis, tu trebuie să-ți continui cercetarea, să faci și o lucrare de doctorat, pentru că ai foarte multe de spus. Trebuie să lăsăm mărturie pentru generațiile următoare și cum altfel? Și în prima fază am zis, doamna director, e greu, eu mă ocup de producție foarte mult, știu foarte bine, dar timpul nu-mi permite să mai studiez. Și zic, am o vârstă, aveam 30 și ceva de ani, vă dați seama că nu era, nu eram, pentru mine deja nu mai era. Mi se părea că undeva trebuie să lucrez, nu mai e cazul de studiu. Și m-am întâlnit cu profesor Ioan Godea la o sesiune de comunicări științifice la Pitești, organizate de către Muzeul Viticulturii și Pomiculturii de la Golești. Și
Am luat și eu cuvântul și am spus despre costumul popular din zona noastră, din țara Năsăltului. Și atunci domnul profesor mi-a spus, draga mea, trebuie neapărat să fac o lucrare de doctorat, pentru că tu știi, stăpânești foarte bine domeniul costumului popular și trebuie să spui, să vii, să spui. Și am zis, da, domn profesor, dacă mă las la dumneavoastră, vin. Zice, nu am acum locuri, dar când se eliberează un loc, te chem și vii la mine. Am așteptat vreo 3 ani. N-am tot sunat în fiecare an pe domnul profesor, dacă nu s-au eliberat locurile, vă dați seama că erau foarte puțini profesori specialiști în etnografie în țară și dumnealui la Universitatea din Oradea era titular ca profesor la școala doctorală și am ținut neapărat să fiu la dumnealui pentru că un specialist, așa un specialist și un om de valoare rar întâlnești. Și am așteptat vreo 3 ani și, pe urmă, m-am înscris la școala doctorală. Am făcut foarte bine, pentru că după ce am încheiat studiile, după ce mi-am încheiat lucrarea, în luna aprilie am susținut teza de doctorat, am avut susținerea finală, în aprilie și în decembrie regretatul profesor a plecat dintre noi cu boală așa rapidă, la răpus doar la 70 de ani și am fost cumva foarte tristă, dar totodată m-am bucurat că am reușit să am un coordonator de excepție, zic eu, în lucrarea mea de doctorat. Bineînțeles că această carte despre care ați pomenit mai devreme, Portul Popular Năsăudean, am reușit să o scot mult mai târziu, să o scoatem de sub tipar, pentru că, știți, fiind ocupată cu producția, cu toate celelalte, timpul am lăsat cumva acest proiect la o parte, dar totuși în 2018 am reușit să structurăm cartea și să o scoatem. Teza a fost de 450 de pagini. Am mai scos din lucrare ca să putem să o dăm publicului larg, să fie, zic eu, o lucrare reprezentativă pentru zona noastră și o mărturie contemporană pentru tânăra generație. Domnul profesor mi-a spus să promit că o să mai scriu despre costumul popular chiar din toate zonele țării și am făcut această promisiune și acum musai să mă țin de promisiune, musai să mă apuc de scris, musai la un moment dat să spun. Am foarte multe de spus din experiența mea pentru că am o experiență amplă. Vă dați seama că am citit foarte mult, am cercetat foarte mult, dar am și confecționat costumele populare, să le refaci, să le confecționezi, să pui mâna efectiv, să contribui la fiecare etapă de lucru, este foarte important. Este o experiență mult mai amplă, deci poți să vezi tot procesul și munca din spatele fiecărui element din costumul popular, care nu ești de aici, de acolo. Munca din spatele unui costum popular a fost gândită de către moșii și strămoșii noștri. Fiecare etapă, o curânduială. Costumul popular deține foarte multe secrete în spatele lui. Deci nu e doar un simplu obiect de îmbrăcăminte, e un veșmânt. E un veșmânt care ne reprezintă. Reprezintă istoria noastră, reprezintă identitatea noastră. Costumul popular, putem să spunem că este o formă de comunicare socială. În momentul în care ești îmbrăcat într-un costum popular dintr-o zonă etnografică, automat aparții acelei zone. Deci se reflectă apartenența unui loc, locului în care te-ai născut. Pe urmă se mai reflectă statutul social în costumul popular. Să reflectă vârsta, să reflectă statutul civil până la urmă, pentru că în costumul popular el este pe vârste.
Dacă la un copil îl îmbrăcăm la botez în costum popular, pe urmă, când mai crește puțin la noi în zonă, vorbesc acum de costumul popular din zona Țara Năsăudului, costumul de fetiță predomină roșu, la băiat predomină albastru. La fete și la feciori deja avem florile colorate pe costumul popular. Este costum foarte încărcat, un costum foarte bogat. Veselia și frumusețea florilor de pe câmp se găsește în costumul popular de la noi din zonă. Toate florile câmpului sunt adunate în costumul popular. Costumul nostru popular din Țara Năsăudului este foarte bogat, foarte înflorat. Și mai ales costumul de fată și de fecior este cel mai bogat costum popular, zic eu, din întreaga lume. Este cel mai bogat pentru că la noi se regăsește cusutul cu ață, cusutul cu mărgele foarte mult. Cusătura cu mărgele se regăsește doar în zonele bogate. La noi sunt oamenii foarte harnici, foarte bogați, fiecare, mai ales la noi în zonă, nu a fost zonă colectivizată. Fiecare om are proprietate, are pământ în proprietate. Și de aici avem și cămășile cu mărgele, curelele cu mărgele, avem pieptarul cu ciucuri de mătase. Vă dați seama că mătasea este foarte scumpă, adusă din import pe vremuri, în anii 1900, s-a adus din import. Avem clopul cu pană de păun, iarăși penele de păun, oricine are pană de păun. Și dacă în clopul de păun se reflectă statutul social, pentru că în funcție de bogăția feciorului și a statutului social, atâtea rânduri de pene de păun are. Dacă are numai 3 rânduri de pene, înseamnă că este un copil, e tânăr. Dacă are 4 rânduri de pene, deja e fecior, dar fecior mai de rând, dacă are 5 rânduri de pene de păun, este statutul social undeva, bogăția așa de mijloc. Dar dacă are 6 sau 7 rânduri, deja este feciorul primarului, a morarului, a celui mai gospodar om din sat. Deci se reflectă statutul social în pana de păun și în ciucurii de mătasă și cureaua cu mărgele, în funcție de cât e de încărcată cureaua și cămașa cu mărgele, atâta era de bogat omul. Și iarăși tot legat de acest statut, vreau să spun de pălăria cu pana de păun, pana de păun, pieptarul cu ciucuri și brâul de pe picior, de la fecior, nu se poartă numai până în ziua căsătoriei. După această zi, gata, nu se mai poartă pana de păun, se poartă clopul doar cu bertiță, nu se mai poartă pieptarul cu ciucuri, se poartă doar pieptarul înfundat și nu se mai poartă brâul pe picior. Deci, automat, din start știai că dacă n-are păun la clop, înseamnă că e însurat, nu trebuia să te mai uiți ca fată după el, că gata, e luat. Sunt multe aspecte de comunicare în costumul popular, de asta vreau să spun că este atâta complexitate în costumul popular încât nu se regăsește nicăieri în lume. Mai apoi vreau să spun că oamenii mai în vârstă purtau la culorile mai închise, lor mai așezate, femeile mai în vârstă, iar când erau în doliu, purtau doar negru, costume populare cu sute cu negru. Foarte multe date informative ne poate spune un costum popular dacă știm să citim pe el. Foarte multă informație. În momentul în care vezi o femeie sau o familie, o pereche de oameni îmbrăcați în costum popular, poți să-ți dai seama despre cine e vorba. Începând de la faptul că e român, faptul că e din, să zic, dacă e îmbrăcat cu costum popular de la noi din zonă, că e din Bistrița Năsăud, sau dacă este îmbrăcat cu costum popular din Maramureș, știi că e din Maramureș. Deci, automat, poți să identifici omul după tipul de costum popular. Și vreau să spun că la noi în țară sunt 450 de zone și subzone etnografice ale României. Atâta diversitate și frumusețe în costumul popular nu este nicăieri în lume. Nicăieri în lume.
Și vreau să spun că trebuie să vă las să mă mai impuneți câte o întrebare, că dacă mă lăsați să vorbesc eu, nu mă mai opresc câteva zile și am ce să vă spun. Pentru că aș vrea cumva să subliniez multe lucruri din costumul popular și frumusețea lui și tot. Dar aș vrea și să punctăm câteva aspecte, să nu mă abat, că dacă mă apuc eu să vă povestesc, nu mai terminăm săptămâna asta. Ne spuneți despre costumul popular românesc și despre bogăția care se ascunde în spatele acestui costum popular. Am văzut, cumva am lămurit mai multe subiecte pe care mi-aș fi dorit să le abordăm. În primul rând, am avut o curiozitate personală, să-i spunem, pentru că eu am copilărit în perioada aceasta de tranziție de la regimul comunist la democrația pe care o cunoaștem cu toții și nu înțelegeam cum costumele populare, știam de la bunicii mei că ei mergeau în zi de sărbătoare îmbrăcați în costum popular la biserică, la marile sărbători de peste an purtau aceste costume și nu înțelegeam cum încet, încet ele au dispărut sau au ajuns să fie ascunse în vechile lăzi de dezestre ale familiilor românești. Și pe urmă, pe măsură ce ne-am apropiat de anii 2000-2010, am văzut că încet, încet încep să apară, să reapară aceste costume populare sau piese de costum popular în zilele de mare sărbătoare, îndeoseb la biserică. Vedeam doamnele în special purtând ei sau alte piese ale costumului popular și cumva mi-ați lămurit cum a avut loc această uitare și redescoperire a costumului popular românesc. Aș mai vrea să fac o completare referitoare la teza dumneavoastră de doctorat, pentru că iarăși aici doamna Floroian mi-a dezvăluit acest lucru. Volumul a fost publicat și poate nu întâmplător, chiar în anul centenarului Marii Uniri, în anul 2018, la editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, chiar în colecția dedicată centenarului Marii Uniri, iar prima lansare a avut loc la Alba Iulia, în cetatea Marii Uniri, într-un eveniment organizat de Biblioteca Județeană la Muzeicon, la Muzeul Icoanei din Alba Iulia. Deci oarecum activitatea dumneavoastră este legată și de Alba, mai ales pentru faptul că, tot de la doamna Florian știu, dumneavoastră ați fost și cea care a creat costumele primilor membri ai ansamblului de dansuri populare, ce a luat naștere pe lângă Centrul de Cultură Augustin Bena din Alba. Da, ne-ați vorbit puțin mulțumesc. Despre începuturile dumneavoastră, despre expozițiile pe care le-ați avut, însă cred că ceea ce v-a făcut cunoscută pe plan internațional a fost acea colaborare pe care ați avut-o cu designerul francez Philippe Guillet din anul 2011, dacă am reținut bine, colaborare din care a rezultat o expoziție cu un titlu sugestiv 100% ro, o expoziție care a fost itinerantă la București și Paris. V-aș ruga în cele ce urmează să ne vorbiți puțin despre această colaborare și despre succesul pe care această expoziție l-a avut, mai ales că la Paris expoziția a avut loc la Grand Palais, dacă nu mă înșel, locul unde altădată Coco Chanel își prezenta creațiile vestimentare. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Daniela Floroian pentru colaborare, pentru faptul că m-a invitat să-mi fac lansarea de carte la Alba Iulia. A fost o onoare pentru mine să-mi fac prima lansare în Alba Iulia, în oraș, și în an centenar. Deci pentru mine este un loc de suflet Alba Iulia. Și pe urmă vreau să continui acum și cu povestea cu Filipie. Știți cum a fost? Acest francez, să știți că a reușit să schimbe mentalitatea românilor despre arta populară românească. De fapt, lui îi se datorează faptul că noi astăzi purtăm costum popular și ia românească. Și nu spun vorbe mari, spun realitatea.
pentru că eu am trăit acest moment. Și regretatul profesor Barbu Ștefănescu de la Universitatea din Oradea spunea: istoria trebuie scrisă așa cum este ea. Eu am trăit acest moment. Dacă despre costumul popular am spus că s-a pierdut și un pic au început ansamblurile populare să revină la costume populare, au fost târgurile de meșterilor populare organizate în care am participat. Erau cumva doritori de nișă. Dar datorită lui Filip Ghile, care a realizat colecția 100%.ro în 2011, datorită lui, efectiv, am revenit la costumul popular. Prin această colecție a reușit să facă o promovare extraordinară, nu numai a colecției, să facă o promovare extraordinară a artei din costumul popular românesc. A artei și a dus satul românesc, măiestria mâinilor măestre din satul românesc, a dus-o pe marile scene ale lumii, a pus-o în reflectoarele lumii. El a făcut și publicitate foarte multă meșterilor cu care a lucrat, fiecărui meșter în parte, fiecare etape de lucru. Eu am avut norocul să lucrez cu el, cam 60% din colecție s-a realizat la mine, mai ales frumosul sacou cu mărgele, rochițele cusute cu mărgele, pălăriile, foarte multe s-au cusut cu mărgele aici la mine, la Salva. Dar toată colecția a fost gândită de el pentru promovarea României. Și dacă în prima etapă a fost prezentată colecția la București, unde au fost prezente foarte multe vedete, acela a fost, de fapt, primul impact a României cu realitatea și cu frumusețea pe care a știut Filip Ghile să o pună în valoare. El a numit acea prezentare de la București prejudecăți. Era vorba exact despre prejudecățile românilor despre arta populară, în care nu mai era la modă, nu era, el a știut să scoată frumusețea și arta să o pună în valoare. Și din acel moment au început vedetele și chiar în 2011, de 1 decembrie, Andreea Esca a purtat prima dată IE la prezentarea știrilor de la ProTV. Pe urmă au luat exemplu celelalte vedete și au început să poarte elemente din costum popular. Mai apoi s-au inspirat mulți designeri ai lumii și deja au început să creeze și ei haine moderne cu inspirație tradițională românească. Iar în 2013, înainte, cam din 2012, Andreea Diana Tănăsescu, Andreea Gorneanu, am fost și eu, am participat la o discuție la București, am fost mai multe fete, să zic așa, iubitoare de folclor, am pus cumva la cale să înființăm ziua IEI. Deci ziua IEI a fost înființată de către noi, un grup de iubitoare a costumului popular. Și am zis, cum putem altfel? Am discutat, hai să facem efectiv o zi a IEI românești. Merită IEA românească o zi a ei. Și am zis, când poate fi mai bine decât ziua de sâmbiene? Andreea Diana Tănăsescu are pagina la Blues Rumen, pagina de Facebook, și datorită promovării ei agresive, datorită puterii ei de a relaționa cu foarte multă lume, a reușit să determine foarte multă lume să se îmbrace în ziua de 24 iunie cu IEA românească. Și în 2013 a fost primul an în care s-a sărbătorit această zi. Și datorită promovării foarte bune, agresive chiar, și a exemplului până la urmă, că oamenii ăștia trebuie să ia exemplu de la vedete să poarte costumul popular, o IE, a început acest trend și reîntoarcerea la tradițiile populare românești și reîntoarcerea la lada noastră de zestre, la iile noastre, și atunci au început doamnele și tinerile să caute în lada de zestre a bunicilor, să-și dea seama că mai au și ele câte o IE.
costume populare frumoase. Au încercat cu căile la biserică, puții, am preoțele, sunt la biserică, cu costum popular, trebuia cineva să dă un exemplu. Și așa am ajuns acum. Zile astea, zic, în care românii noștri sunt mântuiți să poarte costumul popular. Dacă au debotezat un copil, dacă copilul popular, că nașele în costum popular, să îmbracă părinți în costum popular. Nunțile se fac cu tematică, să îmbracă miri în costume populare. Sunt care se îmbracă în costum popular la starea civilă și mai apoi se îmbracă la nuntă cu rochiță și mireasa cu inspirație tradițională, cu elemente de port popular românesc. Ie, mirele în cămașă la fel. Deci, nu vă spun câtă bucurie mare au tineri care se îmbracă în costum popular sau într-o rochiță cu elemente de costum popular. Toți, mai ales care vin și îmi comandă la mine, vin cu așa o bucurie și își dau seama că atâta trăire și atâta bucurie cum poți să ai într-un costum popular, cum să fie altfel. Și eu le spun, dragi, dacă voi vă acționați un costum popular, când sunteți mici, acest costum popular să-l port continuare eveniment. O să-l port în Paști, de cultură, un eveniment la un botez. Și ce e cel mai important? Că poți să-l predai generațiilor următoare. Deci nu iese de la modă, nu este o îmbrăcăminte pe care o porți o singură dată, ca o rochiță de mireasă albă, o porți o singură dată în viață când ești mireasă. Dar un costum popular poți să-l porți toată viața și să-l predai generațiilor următoare. Deci nu iese de la modă, are trăinicie, are bucurie. Aici trebuie noi să știm să ne întoarcem la valorile noastre. Sunt valoroase costumele noastre populare. Și mă bucur că m-ați întrebat și m-ați provocat să spun despre Filip Ghile, despre această colecție, pentru că acest eveniment și această colecție a fost momentul în care s-a schimbat istoria românilor. S-a schimbat mentalitatea românilor despre arta populară românească, în care noi am revenit la valorile noastre, în care noi românii am conștientizat câtă frumusețe avem în portul popular românesc și cât ne mândrim. Dacă după Revoluție ne-a fost rușine să îmbrăcăm costumul popular pentru că eram cumva demodați și nu eram la modă, chiar așa, chiar ne-a fost rușine și blamam costumul popular. Știu că tinerii spuneau mamelor, dă jos prosoapele de pe pereți că nu mai e la modă, trebuie să facem costume lavabile, să fie simple, să fie cu inox, cu tablouri frumoase, nu cu țesăturile astea pe pereți. Vai de mine, dar cum să mai îmbrăcăm un costum popular, că nu mai suntem la modă? Ne-am adus haine din Turcia, am adus din Germania, din toate țările, din Polonia și am îmbrăcat haine moderne. Ne-a fost rușine să îmbrăcăm costumul popular, pentru că noi îl aveam și de asta n-am știut să-l apreciem. Dar au venit străinii care și-au pierdut ținul lor port popular care au avut, pentru că ei nu au atâta bogăție și frumusețe și au știut să aprecieze arta noastră din portul popular. Și uite, străinii au reușit să ne determine să fim mândri de ceea ce avem noi, de portul popular românesc. Și s-a creat acum un trend extraordinar. În întreaga lume poartă haine moderne cu inspirație tradițională. Găsești motivele tradiționale românești, le găsești în întreaga lume, în toate mall-urile din toată lumea, găsești românești, găsește rochiță cu inserții de motive populare românești, motive geometrice, motive florale românești și ce e mai important că noi le recunoaștem în întreaga lume. Chiar dacă ei uită să spună că s-au inspirat de la noi din arta populară, noi românii știm că s-au inspirat de la noi. Noi românii și nu numai, deja au început și cei din întreaga lume să ne recunoască motivele noastre populare, pentru că am promovat costumul popular frumos, zic eu, în ultima perioadă și au reușit toți din întreaga lume să vadă, de fapt, că noi avem o ladă de zestre extraordinară și un izvor nesecat de artă populară, cum nu are nimeni în lumea asta. Corect. Dacă tot ne-ați povestit despre rolul acestor vedete autohtone în
promovarea costumului românesc în momentele care urmează, v-aș provoca, dacă este permis, să ne dezvăluiți câteva nume celebre care v-au trecut pragul și care au ajuns să poarte piese vestimentare marca Virginia Linul. Păi aș începe cu cei din lumea artistică. Pot să spun de Andra, pot să spun de Loredana. Neamărin, nu mai spun pentru că eu colaborez cu Neamărin și cu școala de dans popular a lui Neamărin și Larisa Barbu, au o școală de dans popular și toate vedetele care colaborează cu ei, pe toți am îmbrăcat. Nu mai spun toți prezentatorii de la Antena 1, de la Antena 3, de la ProTV, Canal D. Deci foarte mulți s-au îmbrăcat cu costume populare de la mine, foarte multe vedete. Și vreau să spun și din lumea politică, pentru că eu am făcut expoziții și în Parlamentul României și vreau să mă și mândresc, pentru că doamna premier Viorica Dăncilă a fost îmbrăcată chiar în ziua numirii cu un pardesiu realizat la mine, la Salva. Și toată lumea a fost interesată de unde are acel pardesiu. Unii spuneau că e din străinătate, alții spuneau că e nu știu de ce firmă, când au descoperit că de fapt era un pardesiu făcut la mine la Salva, nu era scump, dar era foarte frumos. Și toate doamnele din politică, doamna ministru Doina Pan, care e de aici la noi de la Bistrița, mi-a promovat foarte mult produsele mele și hainele mele în Parlamentul României. Doamna Grapini, în Parlamentul European, nu vă spun că se îmbracă foarte mult cu sacouri de la mine, cu rochiță de la mine. Doamna Natalia Intotero, care a fost ministrul românilor de pretutindeni. Vine acum, nu-mi vin toate numele în minte, dar am avut norocul să se îmbrace toate doamnele din Parlamentul României cu ținute de la mine, să fie îmbrăcate în ei, să fie îmbrăcați, deci toți, începând de la vedetele de muzică ușoară și muzică populară, până la oameni politici și, bineînțeles, foarte multe ansambluri populare din țară sunt îmbrăcate din atelierul nostru. Deci am confecționat costume populare pentru ei aici la noi la Salva și încă confecționăm în continuare. Și important că am reușit să punem cumva pe harta costumului popular Salva, atelierul meu și echipa mea de lucru. Până la urmă că am dezvoltat o echipă de lucru, dacă mai la început a lucrat doar în familie, pe urmă am dezvoltat o echipă în jurul meu. Pe urmă de la mine au luat exemplu și alții și-au început să lucreze costume populare. Deci s-a creat un fenomen. Faptul, puterea exemplului este mare. Și eu sunt foarte bucuroasă că au preluat mulți și din modelele mele. Le văd peste tot. Și chiar mă bucur și sunt încântată că sunt plăcute modelele mele. Deci nu vă pot spune câtă bucurie. Și femeile mele care lucrează în echipă, când se uită la televizor și văd vedetele îmbrăcate, zice, iară, și am văzut-o pe Andra îmbrăcată cu sacou de la noi, iară, și am văzut-o pe Loredana. De fiecare dată, și orice persoană este îmbrăcată cu hainele făcute la noi, să știți că e remarcată. O remarcăm noi și eu zic că bucuria pe care o punem în realizarea hainelor e vizibilă. Bucuria atât a omului care o poartă, cât și a celor care o văd. Deci bucuria și culorile și frumusețea costumului popular și a florilor, să știți că este vizibilă și trăită. L-ați amintit adineauri pe celebrul Neamărin Barbu, alături de care mai știu că de curând, chiar în anul centenarului Marii Uniri, dacă nu mă înșel, ați reușit să atingeți un record mondial. Alături de Neamărin ați proiectat și ați realizat cea mai mare horă dansată de oameni îmbrăcați în costume populare românești la Năsăud, pe stadionul din Năsăud, unde mai bine de 10.000 de oameni au dansat o horă îmbrăcați în costume populare românești. Iarăși o realizare importantă pentru zona Năsăudului și pentru țara noastră.
pentru că mai avem câteva momente la dispoziție. Mi-aș dori ca în finalul discuției noastre să povestim puțin despre Casa Costumului Popular Virginia Linu, o instituție născută de curând, în anul 2020, inaugurată în anul 2020. V-aș ruga să ne povestiți puțin despre ideea deschiderii acestui muzeu, care au fost etapele parcurse pentru că acesta să poată fi deschis pentru public, cine îi trece pragul, care este modalitatea de a vizita Casa Costumului Popular. Casa Costumului Popular este un proiect visat de mine de mulți ani. Pentru că eu la început am casă cu producția, cu expoziția, într-un spațiu mai mic. Și întotdeauna mi-am dorit să fie un spațiu mai mare. În momentul în care am reușit să realizez, am accesat fonduri europene, l-am gândit așa. Partea de sus se regăsește partea de istorie a costumului popular din țara Năsăudului și partea de educație. Îi spun partea de educație pentru că am momentan peste 50 de manechine îmbrăcate în costume populare din diferite zone etnografice ale României și aici pot să vină doritorii să vadă diversitatea în costumul popular și frumusețea și diversitatea modelelor de la o zonă la alta, diferența și asemănarea dintr-o zonă alta a României. Aici vreau să organizez și ateliere de creație în care doritorii pot să vină să vadă munca din spatele unui obiect, a unei bertițe, a unei zgârdane, a unei i. Deci câte un pic din fiecare metodă de lucru se poate trăi aici. Iar în partea de jos am realizat partea de vânzare a produselor mele, dar vindem doar ce producem noi, începând de la costume populare pentru copii, pentru adulți, atât zona noastră cât și toate zonele țării și linia tradițională, adică lin, ia tradițională, este un joc de cuvinte, este vorba de creațiile mele moderne cu inspirație tradițională. Deci la mine se găsesc toate produsele confecționate și produse de noi aici, în Casa Costumului Popular. Îmi place să spun că aici se găsește, în Casa Costumului Popular, se găsește partea de creație, producție, desfacere, istorie și identitate. Și nu în ultimul rând, suflet românesc. Și oricine ne trece pragul, merge încărcat de aici cu bucurie, merge încărcat, află foarte multe informații despre costumul popular și poate să-și achiziționeze un costum popular sau un element din costumul popular. Deci eu zic că în Casa Costumului Popular avem un întreg suflet românesc. Și fiecare om care trece pragul merge câștigat de aici, chiar dacă cu o simplă informație, chiar dacă își dă seama câtă diversitate avem în costumul popular românesc, vede frumusețea portului popular, este o informație și o experiență trăită aici, la noi, acasă. Și avem deschis în fiecare zi. În fiecare zi, de la ora 10 până seara la 7-8 seara, inclusiv sâmbăta și duminica. Deci oricine trece în zonă, doritorii care vor să ne viziteze, îi așteptăm cu tot dragul. Și să știți că chiar dacă pandemia asta ne-a făcut rău din multe puncte de vedere, au început românii noștri să descopere România. Deci din punctul ăsta de vedere, românii noștri și-au dat seama că trebuie să viziteze țara, să-și viziteze locurile frumoase și ne-au descoperit pe noi. Spun pe noi, pe mine aici la Salva, pe alți producători în Maramureș, alte locuri frumoase din întreaga țară. Să știți că avem locuri extraordinare. Și eu mă bucur de fiecare dată când vin oamenii și ne descoperă la noi acasă, să ne vadă așa cum suntem noi, oameni harnici, frumoși și arătăm, avem ce să arătăm tuturor. Și un moment de trăire românească aici în Casa Costumului Popular Românesc. Zic eu și invit pe toată lumea când
Cine trece prin zonă să poposească câteva minute să se încarce cu bucuria costumului popular din Casa Costumului Popular. Frumos! Trebuie să subliniez faptul că așa am ajuns și eu să vă descoper la Salva și nu întâmplător, ci cu ocazia inaugurării Casei Costumului Popular Virginia Linu în anul 2020, inaugurare care a coincis cu ceremonia de acordare a titlului de cetățean de onoare al comunei Salva. Deci, odată cu inaugurarea acestui muzeu, ați și devenit cetățean de onoare al comunei Salva, o localitate pe care am ajuns să o îndrăgesc datorită dumneavoastră și datorită altor oameni care s-au ridicat de pe acele meleacuri. Și aici mă refer la doamna profesoară Ana Filip, la doamna Romana Feti sau la părintele Maxim Orariu, prietenii noștri dragi. Pentru că mai avem câteva minute la dispoziție, v-aș ruga puțin să ne vorbiți. Dumneavoastră ne-ați spus că intenționați să organizați niște ateliere de creație pentru tineri, însă în trecut știu de la doamna Filip că dumneavoastră ați organizat mici tabere de creație pentru tinerii noștri. Tabere în cadrul cărora îi învățați efectiv care sunt etapele conceperii și creării unui costum popular sau a unei piese vestimentare populare. V-aș ruga în două minute să ne vorbiți puțin despre aceste tabere pe care le-ați organizat până în momentul de față. Să știți că am organizat foarte multe tabere, atât la mine acasă, am colaborat și cu profesori de la școlile din împrejurim, de la Salva, de la Năsău, de la Bistrița, chiar la Zalău am fost, dar vreau să spun că la Muzeul Viticulturii și Pomiculturii de la Golești am fost 15 ani la rând în fiecare vară câte două săptămâni în tabără, organizată tabără de creație, în care erau undeva peste 200 de copii, fiecare își confecționa câte o mărgeluță, o brățărică și la final îi premiam fiecare cu lucrarea lui cea mai bună. Și din acei copii care au fost primii copii la început în tabără, au ajuns acum, sunt designer din ei. Deci chiar am două fete care lucrează în design și mi-au arătat, au venit mândre să mă arate că ele, datorită mie, au mers pe această cale. Am fost la Muzeul Satului, la București, an la rând și tot la fel la tabere școlare, tabere de creație, am participat și acolo și am învățat. Deci foarte multe ateliere am organizat și până acum. În perioada școlii Săptămâna Altfel, iarăși, și de aici mi-a venit și ideea că pot să fac și aici acasă aceste ateliere, pentru că eu mă deplasam prin țară, peste tot, să fiu prezentă, să realizez. Da, am zis că dacă vin aici la mine acasă, pot să învețe mult mai mult copiii, pentru că pot să vadă mai multe costume populare la un loc, să învețe mai multe etape de lucru și să trăiască o zi aici la Salva, unde măcar o zi, unde eu zic că e deosebit de frumos să se încarce cu tot ce e românesc. Da, și vreau să spun generațiilor următoare, din experiența mea, vreau să împărtășesc. Asta îmi doresc, că trebuie să rămână ceva în urma noastră și nu orice și nu oricum. Și dacă mai am un pic de timp, vreau două chestii să spun despre recordurile mondiale de care ați povestit. De fapt, sunt două. Am stabilit la Năsău două recorduri mondiale în 2017. A fost ideea mea, dar am fost susținută de către Consiliul Județean Bistrița Năsău cu președintele Emil Radu Moldovan și primăria Năsău împreună cu primarul, domnul primar Mircea Romocea. Și am reușit, prin acest eveniment, zic eu, un eveniment istoric, să arătăm lumii lada de zestre a țării Năsăudului, că am fost peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc și tot așa peste 10.000 de oameni îmbrăcați în costum popular în același timp, în același loc, prinși în roata de la Runcu Salvei, pentru că noi nu avem oră, doar joc de pereche și joc de doi, roata de la Runcu Salvei și cum spune că a fost Neamărin prezent, noi doi am fost acolo în frunte, ideea a fost a mea a acestui eveniment să realizăm, dar participarea a fost a fiecărui om care a trăit acel moment acolo, a fost un moment istoric pe care nu știu dacă o să mai reușim vreodată să mai realizăm așa un eveniment, dar eu zic că am arătat întregii lumi frumusețea
și bogăția portului popular din țara Năsăudului și din România, până la urmă, că am avut invitați și din întreaga țară. Vă mulțumim. Din păcate, timpul nu ne iartă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că ne-ați împărtășit câteva gânduri, câteva idei legate de costumul popular românesc. O poveste care va dăinui veșnic, așa cum costumul popular românesc nu se va demoda vreodată. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru ceea ce ați avut amabilitatea să ne împărtășiți. Profit de ocazie pentru a vă ura dumneavoastră, familiei dumneavoastră, dar și telespectatorilor noștri, sărbători fericite, cu pace, cu liniște, alături de cei dragi. Până data viitoare, vă invit să nu uitați faptul că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat. Toate cele bune!